Acum mergem la o poveste de 10, cu amintiri intense, cu bune și cu rele. Toate vin de la Victoria Răileanu, Michi din Vlad, oameni buni. Michi din Vlad, cea care s-a întors pe urmele copilăriei la Timișoara. Vreau să urmăriți un material extrem de sensibil într-o rubrică cu care v-am învățat în fiecare zi de miercuri. Amintiri din copilărie. Doar aici, la Măruță. Uite cum a venit el curios. Și 1, 2, 3, și. S-au dat la o parte, arătându-mă cu degetul că sunt moldoveancă. Victoria Răileanu s-a născut în Basarabia. Până la 5 ani a locuit în Rusia și în Republica Moldova, la Chișinău, atunci când părinții ei s-au hotărât să se mute în România pentru a avea o viață mai bună, cu mai multe posibilități. Însă odată ajunși la Timișoara, lucrurile n-au stat așa cum s-ar fi așteptat. Dimpotrivă. Noi ne-am lovit la grădiniță, țin minte, de exemplu, când am intrat prima dată în clasă, era un semicerc de scaune și eu m-am așezat pe ultimul scaun și toți copiii au făcut așa. Și s-au dat la o parte, arătându-mă cu degetul că sunt moldoveancă. Și eu am fost foarte rănită atunci, că nu înțelegeam ce v-am făcut eu vouă și de ce. Veneau copiii acasă și plângeau că i-au făcut moldovean și atunci le-am zis, na, ce să facem, suntem moldoveni, ție ți-e rușine cu mama și tata? Nu. Cu bunelul și cu bunica ți-e rușine? Nu. Uite, noi suntem oameni de treabă. Ești cel mai tare moldovean. Faptul că mama ne spunea într-una, voi trebuie să vă mândriți, că sunteți moldoveni, să nu vă rușinați, să nu vă rușinați și să te deschideți gura, pentru că încă mai aveam accent și se simțea. Ne-a ajutat foarte mult chestia asta. Tatăl Victoriței a fost militar în armata sovietică, medic militar. Eram foarte obișnuiți cu mutările. 10 ani de zile am avut numai 2 copii și 3 valize. Noi ne-am întâlnit cu tatăl Victoriței o singură zi și a doua zi m-a cerut în căsătorie. A fost o nebunie, deci a fost... Na, te căsătorești cu mine? Da, eu știam numai cum îl cheamă și știam că e în anul 3 la medicină. Și când ne-am dus la starea civilă, mi-era frică că doamna de acolo o să mă întrebe cine e el și nu știam nici numele, nimic. Și așa am trăit 25 de ani. Când ați divorțat? În 2007. Dar toate deciziile le-am luat și amândoi, și eu și el, suntem omul tac. Centrul Timișoarei reprezintă pentru Victoria un loc plin de amintiri. Opera era locul unde aceasta a făcut balet încă de la 9 ani până la 16 ani. Nu a mai intrat de 15 ani în sala de balet, care cândva era casa ei. Pare mai mică, evident că acum pare mai mică, că atunci era mai mică și mi se părea enormă sala asta. Și eu stăteam undeva... Stai, că îmi dau seama. Undeva pe aici. Vrei să-mi iau un pic poantele? Să-i aduci poantele, da? Da? Ia să vedem. Deci fii atentă că eu le-am... Opa! Le-am păstrat. Wow. Acum să vedem dacă mai știu să și stau pe ele, că nu le-am mai pus de atunci. Hai că jumătate de balet, poantele trebuiau să fie moi. Adică tu le primești când le cumperi, ele sunt tari. Și ca să le muiem, le băgam, uite, așa, între alea de fontă. Și uite așa, ne sprijineam în ele și ne trăgeam de ele ca să le înmuiem. Așa. Să știi că am emoții, că nu mi-am mai pus pereche de poante în picioare de foarte, foarte mult timp. Ce sentimente încearcă acum când îți pui poantele după atâția ani? Îmi amintesc că era o perioadă în care pur și simplu doar asta făceam. Mergeam la școală, ceea ce nu conta pentru mine. Școala nu conta absolut deloc. Conta baletul. Nu mâncam, fugeam efectiv de la școală până aici. Eu sunt curioasă acum să văd, ți-ai pus poantele, poți să te ridici, să mergi, să stai pe ele, cum e? De mers, pot să merg, dar stai puțin. Cum? E? Hai că poți! Știi care e problema? Am niște cârcei acum, îngrozitor de mari, și 1, 2, 3, și. Asta a fost o piruetă! Bravo! Pe vremea mea... Așa. Nu existau, în primul rând, nu existau vârfurile astea de silicon pe care mi le-am pus eu înăuntru. Noi ne făceam niște bureței din niște vârfuri din burete. Efectiv, ni le coseam noi. Și de multe ori nu ajungeau bucățică de piele. Buretele nu atingeau o anumită bucățică de piele, iar aici este gips în vârf. Și se freca pielea. Era măcel, mă speria, efectiv mă speria chestia asta. Da, da, da.
Pentru că dacă te apucă, nu te oprești, n-ai cum să te oprești. La balet nu te plângi. Așa, să continui așa nu până la final? Nu te plângi niciodată. Nu? Chiar dacă aveai sânge și te n-ai durea? Voie. Atunci când era mică, Victoria a locuit în Crișan, un cartier de la ieșirea din Timișoara. Această situație o cam stânjenea pe domnișoara Răileanu, așa că le spunea colegilor că locuiește în oraș și nu la periferie. Copiii nu o credeau și o ironizau și de multe ori venea acasă supărată din această cauză. Astăzi vizitează casa în care a locuit și în care nu a mai intrat de mai bine de 13 ani. Aici am copilărit eu, în curtea asta, când stăteam eu aici, nu existau toate lucrurile astea. Pe pavajul ăsta de jos am învățat eu să mă dau pe bicicletă, nu pe drum drept, pe aici. Așa. Am învățat eu să merg pe bicicletă. Și asta e în casa, ușa, casa în care eu nu am mai intrat de când am venit în București. Deci am niște emoții. Hai după tine. Hai. Și... Să mă țin tare. Vai de mine. Este exact la fel. Ai mei erau pasionați de tapet. După cum pot să observi, în fiecare cameră și în bucătărie este tapet. E același tapet de atunci? Da. Covorul e același. Covorul ăsta l-aveam din Republica Moldova, l-au adus ai mei. Îl aveam în sufragerie în Republica Moldova. Aici, uite, în asta, la un moment dat, da, îmi croncănea mie ceva. Auzeam eu din cameră, că aici e camera mea, era. Și auzeam un croncănit. Și a fost un viermișor de lemn. Așa. Pe care eu l-am găsit și m-am enervat pe el, l-am scos de acolo pentru că stătea și croncănea. El a făcut, a săpat șanțul ăsta aici. Iar asta a fost camera mea. Camera copilăriei. Da. Inițial aici a fost un perete. Uite unde e porțiunea asta așa. A fost un perete pentru că era aici camera mea și aici era camera lui frate meu. Acolo era ușa lui. Și apoi el s-a mutat, când a făcut 18 ani, s-a mutat de aici. Și mie m-a făcut... Camera asta doar pentru mine. Nu pot să cred, vai, stai. Acum reacționez. Astea eu le-am lipit aici. Wow, au rămas de atunci? Da, le-am pictat și le-am lipit. Am uitat complet de ele, Doamne. Pentru că aici era colțișorul meu. Iubirea cea mare a Victoriei a fost mereu echitația, sport pe care l-a făcut de la vârsta de 10 ani. Aici, din copilul liniștit, devenea o rebelă și plângea de fericire atunci când mergea la galop, așa cum spunea ea. Din păcate, un eveniment mai puțin plăcut a avut loc și a trebuit să se oprească cu acest sport. Aici, în manejul ăsta, mi-am rupt piciorul, căzând de pe cal. Undeva cum aici. Cum ai reușit? Cum? În faza este că în ziua aia mai căzusem o dată, am mers cu calul la câmp, se numea, când ieșeam efectiv, traversam șoseaua pe cai, printre camioane și mașini. Wow. Traversam și mergeam în cartier, am ajuns și acasă la mine pe cal, îi viziteam pe ai mei. Hei, salut, ce faceți? Mi-am venit călare. Și aici înainte erau mulți câini și s-au luat după calul meu, care era un prostănac. Și s-a speriat și a aruncat cu picioarele din spate ca să alunge câinii. Da. Și în momentul ăla am picat și mi-a rupt piciorul. Aici erau cele trei grajduri ale lui. Ce faci, mă, frumosule? Uite. Uite cum a venit el curios. Uite cum a venit el curios. Hai să vă arăt manejul. E o energie aparte aici, pentru mine, cel puțin. Văd că ai echipament, da? Da, da. Am echipament, am cizme. Am cască, așa. Pentru că fără cască nu ne urcăm pe cal. Mă urc pe asta, dar să știți că pot și fără. Te cred. E bine că mă credeți. Și? Așa. Hai. Cum ești, Vicky, acolo sus? Să știi că sunt bine. N-am emoții atât de mari, dar frica un pic tot e acolo. Bravo! Bravo! Look at my face! Ești fericită? Bravo, ai mers foarte frumos! Bravo, Liri!